Și timpul pentru război. Nu mai știu. Caspia. Armata noastră după Caspia. Toată lumea îmbarcată. Avem 6. Pasivi amândouă. Putenții amată. Amândouă. Micuța noastră flotă. Dar micuța noastră flotă, teoretic, până și navele de transport al noastră sunt mai bune. Așa arată navele noastră de transport. Ca să credeți curioși. Aia nu e în zona mea. Ce e acolo? A, pădurile. Ce mai pot să fac? Nu mare lucru. Și acolo nu era nimic. Fix mai pot să fac, ok. Căcăm nave atunci. Alternativ, ia să vedem, lideri. Shit, un admiral n-ar strica. Viteză sau evaziune sau... Ar fi bine să luăm și pe cineva, ok. Ca fapt divers. Levels. Django Govon. Cine e șeful al flotei astea? Stai să mă uit cine a trimis ultimul mesaj. Nu știu cine. Denis Glau. Nu eșua. Și general. Oh da, hai să luăm unul care e de căcat. Dacă tot vrei să trăiești mult, luăm pe tine. Leonard Barhard. Care o să fie... Grizzly. Terin să duce acolo. Am dat un pic de influență și bineînțeles am ocupat sloturile cu ceva care poate nu o să fie frustor, dar dacă am de gând să invadez pământenii, și am de gând să invadez pământenii ca să asigur colțul ăla, o să am nevoie de general oricum și admiral. Stai focusul ce primă. Construction complete. Ce construcție? Ah, da, flotele. Bun. Ah, crap. Oh, Jesus. Ok, am primit transmisiune de la Grocnaploris. De la ăștia. Sistemele soverine, care sunt un fel de independente, Grocnaploran. Au tradus ei prima limbă. Prima oară limba, deci nu luăm 60 influență, luăm 34. Salut! Tu! Tu vorbești în numele sistemului de da, da, ce sunteți voi? Salutări! Colectiviști, fanatiști și zeronfini. Hai, și ăștia nu ne plac. Și din păcate ăștia au luat mai mult decât pământenii. Poate dacă așteptam, nea. Pământenii trebuie puși să urce. Ah, fuck, am uitat să și mă uit complet la ce știe liderul meu să facă. Miner și... Pff, edicte. Edicte. E ceva, e minerul măcar ne ascule. Schimbă ăștia, pământenii au ce au. Influență și... Building și... Voi ce aveți, băi? Voi aveți... Corvete care îți construiesc mai ieftine. Și energie. Ce trebuie să fiți? Din fericire nu s-a ocupat construcția de corvete. Trebuie să vede de ăștia. Cred că da, ăștia au început pământenii să cace corvete. Hai tu, ce ai găsit? Pix. Nu e mai lucru acolo. Pământenii au început să cace corvete, că s-au fost blocați în partea asta. Cercetare. Ok. Fusion power sau power plant. Ar fi mișto să punem... Oh crap, ce ai găsit acolo? Flotă de pirați 290 fugi? Oh da, au și cucișitoare. Face cucișitoare astea ale lor, sunt făcute cu jumate de un asteroid. Fugi. Construction complete. Aici vedeți câte zile durează până să fugem înapoi. Ce? Nu ai edit acolo. Ah, crap, serios? Și acolo? Ce am întâlnit aici? Drone. Hey, tu?
Te torci așa? Yes, te-am hotit. Fugi, tată! Băi, ce-ați făcut? Nu a tras nimeni în voi, nu? What? Ok. Cineva s-a luat-o în gură cu ceva? What? Flota mea e întreagă și n-a luat damage. Mai abia știi ce a fost imaginea aia acolo. Măi, toată lumea întâia, mă. Hai, navele de transport să duc aici și voi intrați acolo. Da, bombardăm o planetă neostilă. N-ar trebui să poată să facă mare lucru, dar mai știi, între timp mă căcăm flote. Și avem... Oh, crap, am uitat. Stop, nava. Flota numărul 2. Tu nu mai ești. Nu, tu nu ești rally point. Toate navele se duc la cască. Aveau 16. Dă. Tu ești tu, nu mai. Să vedem aici cum arată. Viteză normală. Tărân. Oare cu ce o să tragă stația asta spațială? Am venit să vă bombardăm. Invazie extraterestră, băi! Rachetele noastre contra... nimic. Nu o tras pe nimic. Zero damage. Avea așa, eu știu, dacă te loveai de ea, îți făcea damage. E bine. Și acum încep înapoi în planetă. Voi deocamdată vă puneți în orbită. 167! Și planeta asta are... zero fortificații. Pot să atac? Nu zici că pot să atac? Avem 6 trupe avansate, cu damage mai mult și moral mai bun. Și HP mai mult. Full ground support pentru art bombardamentul. Dar cum ăștia n-au ciubit de fortificații, îi atac! Sau nu, atacă, n-avem destul de influență. Hai, stop! Ce face ăsta? 3 damage la fortificațiile planetei, armata care se apără n-o să regenereze HP, populația închisă la neangajat și creșterea populației este înjumătățită. Deci nu mai cresc populația, nu mai muncește nimeni. Ce are diferența? Poate să moară populația, am impresia. Că ne trebuie, mă? 267, 47 ne mai trebuie. Vreo 10 luni. Aie. Well, stați acolo deocamdată. Chestia normală, între timp. Da, se pare că ne costă influență să aterizăm pe planete. E așa o chestie. Hei! Dar tu deodată! Vezi și închiști acolo. Când încă nu i-am declarat pe ăștia ăsta. Oh, da, da, stai acolo, că am întâlnit pirață. Da, e de toate, ai înapoi. Shit, că n-are cum. Ia treci tu pe aici. Adică, să zice că dacă ai noroc, poți să treci macro întâi să sară pirață pe tine? Teoretic. Deci cum ziceam, cu hyperspace nu contează unde ești în sistemul solar. Atât timp cât ești la margine, poți să te deportezi în orice direcție. Dacă ai acces. Cu FTL-ul, dacă vrei să te duci din dreapta acolo, poți. Dar trebuie să te duci în sistemul solar în partea dreaptă, știi? A, o plecată ea de acolo? Stai la noi? Nu, la ei. Da, nu, că erau acolo. Nu știu ce ai făcut acolo. Ai pierdut vremea acolo în sistemul ăla. Ok, știm ce am de făcut. Trește în populație. Trește în populație. Ce se face? Trește
Da, mă, sunt mișcat planete, că era pe... Da, sunt mișcat pădurile. Erai tu să fii de pădure plimbătoare. Da, ok, cute. I like it. Am înțeles, așa cum creștem și... Ce putem? Curent sau... X-Pix, vent. 260, se poate? Se poate, domnul? Domnul armata ta spus. Cât era? Nu mai da, știm că bombardați planeta în 267, mai este până atunci. Ah, nu mult, încă 3 luni? 4? Construction complete. Nu, a ajuns navele acolo, până la urmă, spune acolo. Bastion, au făcut-o de-aia. Și atât. Special project complete. Ok. Ah, îmi pare că pădurile plimbătoare de pe Bastion evită anumite regiuni care sunt case pentru colonii de pseudo-insecte, adică false insecte native. Astea oferă un feromon care poate să fie folosit să dirigeze pădurile în departe de, de centrele de populație. Excelent! Pădurile plimbătoare de bonus la cercetare, la sectoarele de lângă ele, la pătratele de lângă ele. Ok. Plus 3 la toate astea. Și doar aia e singura, ok. Da, dacă aș avea populația, aș face ceva cu ea. Da. Pădurile migratoare populații, deci le-am controlat cu feromoni. Bine, feromoni. A, da, și... Nu știam, asta e pentru frământurile de cercetare. Unele chestii, cum ziceam, în evenimente au timp în care trebuie să le îndeplinești și au eșuez automat sau dispar. 20 de luni, Tată. System survey complete. Nu, nu mai trebuie un pic. Science! Auzi, mă, cât îți trebuie să pui tu grinds aici? Mult. Era tânăr, bă, pe vremea aia. Hai să mai facem o mine acolo atunci. Sau un power hub. Așa, nu avem bani, e bine. Un început bine, ok, în sfârșit putem să atacăm Tiamat. Au venit extraterestrii peste voi, atacă! Nu? Ei! Asta așa e 7! 7! Nu 6, nu 4, nu 5. Ok, acum... Știi că am bombardat pe ăștia și aproape am murit pe astea. Atac! În sfârșit! Iu-piu! N-avem pe Grizzly care dă 5 bonus la HP, 5 bonus la damage, nu știu ce face Grizzly. Rezilient. Dar și uitat ce l-am ales pe Grizzly. Băi, Grizzly! Dragă Grizzly, de ce te-am pus pe tine și faci? Ah, da, că e lifespan. Are, deci am înțeles cum, așa arată. Nu putem să controlăm asta, putem doar să punem numere. Are, bombardament limitat. Iop, dar trăiești, ești periculos. Armata noastră a inventat cu succes și cucerit primitivii, forțele primitive de pe Terecom. Terecom? Localnicii au renunțat la toate încercările de a se de a lupta înapoi și s-au lăsat cuceriți de civilizația asta. Deși înapoiați cum sunt, o să dureze ceva timp până o să devine membrii producători ai societății imperiale. Extraterestri, nu au nicio amenințare pentru ei. Da, dar asta am învățat oameni care n-au tehnologia noastră. Dacă ne luam de pământeni, era altă problemă. Ei. Yay, cum arată situația? Minus 10, minus 10, minus 10, de ce?
Dacă jocul ar zice bine, ar fi, dar nu zice. Build. Ship shelter. Tu, acolo. Simplu să construim. Click to show details. I'm clicking. Nu explică jocul ce dracu se întâmplă acolo. Specii. Așa se ia de-a cu cerii noi. Mamelian, humanoiz, dar nu specifică, deci mișto ar fi. Noi avem 15, iau 10, ăștia 11 și noi avem încă 5 de ăștia. Dacă știu să fie trup, care noastră de trup de ducem pe pământ, pe bonusul ăsta de la army damage și minerale. Dacă fac ceva până atunci. Port nu putem să facem, deși ar trebui să facem un port dacă vrem să fortificăm zona asta. Am putea să facem mare lucru. Suprafață. Armate. Da, să-l cutez deja armate de la ăsta. Deocamdată stăm bine. Și ar trebui un lider. Mai putem să recrutăm un fix pix, nu? Să mutăm după Caspia în partea asta, nu? Pentru fericire? Nu, așa e o chestie. Deocamdată bine. Tu? Hei! Am cucerit și noi ce... Nimic acolo? Fantastic, du-te-n partea asta la rogi. Până o să trece noi de aici mai durează, deci... Lumea continentală de 15, mai mult decât de 12. Sau de 14. Și până de acolo, acolo putem să închidem toată zona asta. Teoretic, dacă nu e cineva ascuns pe aici. Deci da, în partea asta nu prea putem să mai trecem, n-are rost. Două imperii care o să ne facă mare lucru. Hello. Tu, ai făcut gură. Ok, te declar rival. Din fericire, sunteți rival cu pământenii, deci nu o să vă puteți aliați contra mea. Din păcate, pământenii au... Da, pământenii au probleme. Pământenii fac gura mare. Cred că... Vreau să strâng 324 ca să construiesc o... Să construiesc ceva. Un port acolo, un port spațial ca să mă bazez pe el ca să vină pământenii. Dar pentru asta trebuie tehnologie și tehnologie, adică tehnologie am să fac spațiu, dar n-am baze defensive făcute ca să îi fac în loc să apar la marginea pământului, să apare în mijlocul fortificațiilor mele. Aia ar fi mișto. Bun, du-te acolo, dacă nu e nimic, trebuie să mă duc și acolo. Fie, uite, vezi, văd treaba. Caspia, tată! Așteptăm. Civilizația precursoare, ok. Treacă de la mine. Mai departe! Construction complete. Ce? What? Ce mi-ai făcut? Am făcut asta la pe Dero Ken. Ship shelter. Aș putea să aștept ca să fac asta ca să pot să mut niște țărani după Caspia. Fie aia o idee. Aș putea să și însclavesc pe ăștia, dar... Broken Cybrex Warforms, ce? Rămășitele distruse, rupte ale două forme de război. Cybrex au fost descoperite în zona planetei. A fost descoperite în bătălie, dar nu există rămășițe de la adversarii lor. Ori au fost foarte outmatched, s-au luptat cu forțe mult superioare, sau... E ceva ce nu înțelegem din lupta asta. Interesant. Situation log updated. Okay. După ce terminăm cu scanul ăsta, ne studiem acolo ce e cu formele astea de război. Aici 3? Aici 3. Aș vrea să am încă un 4, dar... Stai un pic, ce trebuie cu... The Grizzly. În cauza lui Grizzly nu pot să am eu un oficial. Vreau să ne uiți la Grizzly.
Cred că următorul trept, următoarea treaptă e să atacăm pământul, să-l vasalizăm. Și atât. Și după aceea să ne uităm la ăștia cum fac acolo. Planet Edition 17. Research complete. Research complete. Oh, ok. Soldații noștri sunt mai buni. Spaceport îmbunătățit sau... Mineral Processing Plant. N-ar strica nici ăsta. Ok. Tu, ce ai făcut? Nimble! Ai găsit un mare pix. Oh, da. Te rog frumos? Sau... Hai să facem mâna deocamdată. Bastion, tu n-ai destui oameni, nu? Și luăm unul după Caspia, e cam n-aș facă unul după Caspia. Am văzut așa. Dennis Clau a învățat să aibă grijă cu proviziile astea. Înseamnă? Ne costă mai puțin întreținerea la navele alea. E bine. Căcat! Ai, whatever. No, cancel. Cancel! Nu mă ajută cu nimic. Că ai planetă de șer și a mea e tropical. Deci deja va trimit imperial pe planeta aia. E de mică, să fie împreună. Să zic că mersi că nu i-am anexat, vasalizat. Că nu i-am făcut sclavi. Dar puteam să-i fac sclavi. Avem opțiune aici, să-i omorâm, să-i facem sclavi, să-i trimitem în altă parte. Divergență etică. What? Flota ostilă, unde? Hei, fugi, gata. Evading hostile fleet. Și era să dea n-a să nască ei. Era să... Ai încă patru lumi din astea, mei? Ce caut? Caut ceva anume și nu știu ce. A, da. Capacitatea navală e aproape gata? Yay! Bravo, Suzeta! Da! Capacitatea de lider și câți lideri putem să vedem odată? Mai bine. O, mai bine așa. Înseamnă că putem să mai luăm niște... oameni de știință și un... bine, un om de știință și un guvernator să-l trimitem în... Derochem. Aia, sincer. Tiamat. Yay! Loveless s-a luat rezilient. Serios! Nu știu dacă l-a ajut rezilient cu ceva ca guvernator. Tuturor necunoscute care plutesc în atmosfera gigantului de gaz. Gas giant. Ok. Loveless. Păi, dragă guvernatorule. Trăiești mai mult, felicitări, Loveless. Trăiești mai mult. Ok, stop. Da. Ești pasiv? Pasiv, te rog. Am uitat că am deschis posibilitatea de a face niște mine în partea asta la altă la Tiamat. Da. Experiment social. Asta o găsit acolo. O colonie mică cu aerostat a fost găsită în orbita planetei astea. Era autosuficientă și rămăsese de la mai multe specii au fost găsite la bord. Unii era un fel de experiment social făcut acum câteva secole. Chiar s-au terminat coloniștii mărcelăriți unul pe altul. Ok, am luat toate data. Fantastic! Să nu luăm și toată boala cu niște. Și acum scanează ce dracu-i cu navele alea de Sibrex. Sibrex? Tu, acolo, șnel. Începem un război cu pământul acum. Problema e că nu putem să începem un război cu pământul acum. Chiar dacă îi batem, o să fie aceeași problemă pe care avem wow și ei cu noi. 560 de damage de la baza spațială care e în orbita capitalei. Aia e problema.
Deci nu o să meargă. Dar... Style. Bine, nu o să meargă pentru ei. Noi poate. Bastioni. Hai, stop. Caspia, te rog. Caspia, fracamenta. E bine, tot așa. Tu, schimb. Vreau power hub. Power hub-ul, numai că produce curent, dar dă 10 bonus la toată energia plusă planeta asta. Ceea ce e bine. Yamato, schimb fracamenta. Sun. Trebuie tot să blochez granița asta. Cumva. Facă Mirzam. Trebuie Mirzam să construiască, să o închid în partea asta. Da, cam prost, sincer. Că avem câteva planete, majoritatea executat. Am prins o planetă, două planete bune și astea 21, după ce am arăt. Ok, după ce am studiat epavele la acele forme de război de Cibrex, se pare că s-au distrus subtindu-se unul cu altul. Aha. De ce s-au luptat unul cu altul rămâne un mister. După ce au fost imobilizate ambele forme de război din Soul, au activat un mecanism de autodistrugere care le-a prăjit procesorul neural. Interesant. The more you know. Hai, și ne-a... Imbalul. Imbalul? Ia un pic. Și complicată, bă, toată zona asta. Da, are, putem să închidem relativ ușor, una, două și gata. Dacă am avea ceva bun de închis, frate. Curentul meu, cel de toate zilele. Are, schimb, te rog. E, 10% se simte. Tiamatia, cât mai trebuie? 90, ok. Mai ținem de 90 ca să abordăm nava asta, cum face ceva cu ea. Am... Nu știu ce treia cum înseamnă aia. Sau iar e băguit. Înainte zicea ce înseamnă checatul ăla. Zicea că e... Șoc tehnologic, o veni cineva atât de puternic când nu l-a realizat. Dar, poate pentru că erau aproape la limita, mai avea un pic următoarea treaptă spațială, era să fie un imperiu adevărat, cum sunt eu și pământenii și ăștia. Poate nu s-a atât de afectat asta. Nu știu. Dacă ar specifica ce zic, cum înseamnă asta, ar fi ceva. Construction complete. Minus 20, 20, 30, hey. Hey ho! Am găsit Yamato-le, bag acolo. Tu te duci în partea asta la altă. Și atât. Să luăm lumea de ucean. 60%. Diabolo. Adică dacă își lua lumea asta, ar afecta zona asta. Dacă... Hello! Națiunea unui a pământului, adică la război ăstoroți. Să vedem care imperiu mai puternic. Superiori. Echivalenți. Interesant. Se poate fi o posibilitate pentru noi. Dacă ăștia se bat un cu altul... Da. Am găsit o anomalie... Asteroidul ăla emite ceva radiație în formă controlată. Vezi ce dracu e cu el. Ok. Obiectul ăsta trebuie să găsesc planeta asta. Pe vârfurile înghețate ale munților din planeta asta. Fă, te rog, o bază de minerit. Între timp, Tiamatul, pentru că are șantier orbital, face un broadsword și dintr-o dată am realizat că rally point-ul e pe Caspia. Nu mai e pe Caspia rally point-ul. Rally point-ul e pe prima flotă. Dacă aș avea un pic de... Deci ce poate să vine? Vine pe aici și atacă fortresa asta. Un minus de ceva. Da, Nimfa l-a găsit o cutie metalică. Warpic, după ce au observat câteva găuri pe ambele părți ale cutiei, consideră că nu e un container, dar un fel de dispozitiv de dispersie aerosol. Adică aer.
Testele inițiale confirmă suspiciunea după ce au descoperit urme de arome care încă emanează în obiect. Un proiect special a fost lansat ca să identificăm ce e cu asta. Pensulă? Ok. Un fel de... se consideră a fi un dispozitiv informație. De informații care are rase care comunică în mare parte prin secreții și chimicale. Excelent! Situation log updated. Și cu ce se mănâncă proiectul ăsta? Cu un om de știință în orbită. Ok. Picule, ce vrei să te mănânc. Rock brain. Am găsit un creier de piatră. Aha. Asteroidul masiv J3L188 are adus la investigația asteroidului a dus la rezultate interesante, fascinante chiar. Miezul de piatră este găurit cu o serie de network-uri conductive, de cristal conductiv care cară o încărcătură electrică slabă. Echipajul Venture recunoaște matricea asta ca un fel de latice neurală primitivă? Și consideră că corpul celestial gândește într-o anumită capacitate, dacă nu chiar sentientă. Sentientă? Inteligentă? Cer pe misiune să scaveze miezul și să-l transporteze la cel mai apropiat, cea mai apropiată stație orbitală pentru studii mai avansate. O lăsăm acolo unde dă bonus la un teritoriu pe care nu putem să ajungem. Sau îl ducem la o stație orbitală. Du-l la o stație orbitală. Stop. Și au murit amprezea. Miezul nu rezistă. După ce a fost scos din crusta asteroidului, nu răspunde foarte bine la lipsa de atmosferă din spațiu. Instrumentele de la Venture detectează un spike energetic masiv și brusc înainte ca bucata de piatră să se frământeze ușor, dar decisiv. Trist! Măcar a dat cercetare și bani. Tu m-am urât un creier. Ups. Upsi. Picule, studiază mirosul. Ce e acolo? A, debriurile. Nu cred că o să nu iar nimic. De obicei, rămășițile de la nave avansate sau poate să-ți dea bonus la cercetare pentru anumite chestii. Mă îndoiesc că o pază spațială înapoiată de logic ne ajută cu ceva. Da, pe scurt, cutia pe care a găsit-o wallpaper de fapt era o cutie de băși. Cutia e un fel de document, dar... Da, glume cu bășini sub formă de miros. Felicitări, Warpic, ai aflat, ai devenit intim familiar cu anumite produse gazoase din digestia unor rase extraterestre. Da, sigur, ești cu atât mai bine, nu? Bun, ce mai vreau să fac? Vreau să fac mult de ei. Nu ne permitem. Teoretic, atât timp cât ăștia s-o ocupați unul cu altul, putem să una alta. Una alta. Răspunsul este una alta ce? Da, ne trebuie o fermă, deci adio tu. Bastion, fă și tu o fermă. Și cam atât. Stiamat, stăm și ne uităm la ăștia cum sunt incompetenți. What? Ce ai găsit? Nimble? Ești pe evaziv? Ce ai găsit? Acid Protection Unit? What is Acid Protection Unit?
Asta? Nu, asta. Flotă, da, de droids care repară. E mai ciudat, că de obicei sunt ancient drones. Mi pare că nu, ai flotă special făcută să protejeze resursele. Carla Dominguez, level up. Ok! Bastion, bastion, avem energie, avem. Băi, tu! O să ținem locul inferma asta cu o fermă adevărată. Nu vrei asta? Dacă chiar merge. Doi ar fi normal, clădirea asta, ferma asta primitivă, nu știți voi nimic. Ok. Ce dar e gata. Yes! Birocrație adaptivă. Ambiții galactice. Da, graniță mai mare, cât mai repede, tot mai bine. Bun. Ce caut? Lider. Recruit! Mâncare și... costurile de fermă mai ieftine, da? Cătălina Mendez. Și un om de știință care să... un meticulos. Yui Deng. Bun. Și asta înseamnă că Caspia, dragă, o să fac un navă de știință. Tot din Tiamat. O să primească guvernatorul nostru, care nu suportă planetele deșertice, dar nu e de scolca. Bastion. Au făcut ce era în producție. Ferme. N-am stricat să fac și o bază spațială la Bastion. Bazele spațiale creez numărul de unități pe care poți să faci. O bază de 10. Ca fapt divers. Pe lângă populație, mai multe chestii care explică numărul. Creezi numărul la care poți să faci. Da. Caspia, ce fel Caspia? Multe și mărunte. Ok. Energie pentru toți. Viteză de cercetare, da, te rog, AI administrativ. Până fac ăștia ce... Chiar e în Civilization Encounter. Am întâlnit alt Civilization? Au descoperit puterea atomului și arme nucleare sunt peste tot. Fantastic! Lume Arctică. Care dacă e planeta? Hei! 18 am. Armate. Aș putea să-i cucere și pe ăștia. Avienia. Aș putea să-i elimin. Într-un viitor îndepărat. Și să-i pun pe ăștia după Tiamat pe planeta asta. Ar fi mai bine. Solitari. Împerichează încet. Slabi, militar. Care sunt fizicieni naturali. Sunt extrem de adaptivi, preferă deșert și sunt colectivi și xenofobi, măcar să nu înțeleg cu noi. Ce ai mai găsit? Civilizație precursoare. Okay. Go. Ei, Prospero e gata. Dragă doamna, nu am de știință. Oh, fuck, am uitat deja. Control 2, 3, tu ești 4, tu ești 5. Nu că o folosesc, mă abuzez pe meniul ăsta, dar... Why not? Studiază tot ce e acolo. 205. Ce fac cu 205? Spiți, fac cu 205. Avampost de frontieră. Asta fac cu 205. Nu mai să iei acolo? Rămășițe antice. De la o rafinerie complexă masivă de Sibrex. Ok, a fost distrusă. Sugerează că a fost distrusă de o armă cu antimaterie. Ok. Chiamat! Neamă, abradez! Rutine! Te văd că așa nu merge. Sunarul să-mi bag capul, nu? Suntem survey complete. Venture! Dragă Venture, cercetează proiectele astea, atent. Și dar nu le vedem, că totuși planetă uriașă și structură orbitală, chiar dacă e masivă, e tot XPX, planetă uriașă.
Din păcate, degeaba-i cuceresc, pentru că deja am 3 planete cu Tiamatul, da. What? Stop! Nimbă, ce ai făcut? Ai dat peste tot! O prezență semnificativă de drone miniere antice. Ok, hai să vedem ce învățăm de la asta. Ia te, 753, 353. Ok, du-te acolo. După aia aici. Am cam multe chestii care nu le-am făcut. Sincer. Ce sunt? 57 și drone. Ok. Da. După ce se face aia, putem să facem mai multe. Trebuie timp. Ok, bastion. Nu bastion, bastion, tiamat. Cu căcații ăștia de săraci, dar... aș putea să fac o navă de construcție, dar da. Resursele mele sunt limitate. 4 corvete, în schimb. Cum merge războiul, băi? Mă îndoiesc că merge bine. Mă îndoiesc că nu a distrus nimic. Am impresia că ăștia pe aici, pe undeva, un... sau pe aici. Ar avea o... o bază de frontieră, dar... mai știe. System survey complete. Anomaly found. Stop, hey! Seabrex minau Helium 3 din Dram 1. Se pare că clădirea în sine a fost distrusă de arma de antimaterie care a distrus clădirea, fabrica e distinctivă Seabrex în origine. Ok, mai bă știi de ce s-a distrus singur. Schimb Prospero. O, găsit chestii interesante. Scanează, dragă! Tu ai terminat acolo? Mai departe? Mai departe, mai departe. Poate trebuie să începem cu construcții mai serioase. Că eu m-ar fi curent peste tot. N-ar strica. Dacă investim acum în curent, că e interesant, clădirile care produc curent sunt singure care n-au nevoie de... e interesant, realist, de teoretic, realist. Inteligent, n-au nevoie de întreținere, da? Asta înseamnă că pot să fac mai multe din asta și după aia cu energia în plus pe care o am, pot să fac clădiri de cercetare, că nu aș fi rău. N-au găsit nimic, Prospero. Noob. Începător cu un skill. Uita și o muzică. Rezistență de independență de partea asta, da? 7. Puteam să-i suprăsăm, dar ne costă 2 influențe. Sau putem să-i acceptăm. 35? N-avem de ales. Asta mi se pare ce mai nașpa. Facțiunile astea sunt foarte limitate ce poți să faci pentru ei, sau ce puțin rău. Asta e cam nouă. 2 influențe să reduc suportul facțiunii astea? Ok. Do it! De asemenea, Tiamat, vreau un edict care vă reeducează pe voi. Scump, dar trebuie. Ca să fiți mai... să scadă divergența etică. Să vreți să fiți o parte din marele meu imperiu, sincer. Ce ai mai găsit? Livid beeper, neag. 45% șansă să dai în băr. Te vezi de treabă. Ok, Caspia. Upgrade. Rocketry. You dang, n-o găsi rocketry și-o fac și undeva. Rrr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 
propulsoare. Ok. Da. System survey complete. Serios? Ok, mai departe. Mai departe e mai bine. Construction complete. Yay! Sfârșit, e gata.
Spune că ne-au stau mine și acolo. Nu am mine decât cât avem peste tot. Și avem aici avampostul de frontieră, 36 damage. Penibil. O să treacă, să trec eu cu flota mea până la fără să lupeți, dar tocmai ați văzut, extind granița. Ce? O anomalie masivă de subspațiu în sistemul ăla, se pare că e concentrată pe proba noastră sub lumină. Ok. Situation log updated. Evading hostile fleet. Și o găsi... Ok, au găsit o anomalie de subspațiu agresivă. Wow! Dar bine că fugi de acolo. Stop! Ori picule, ce ai găsit? Cratere de impact excelente. Dar ceva rupe uniformitatea vizuală, nu în necrater. Rupe. Caută și vezi ce e cu el. Bun, explorează în partea asta. Până ajungem noi acolo... Se poate întâmpla, trebuie să trecem pe aici. Pff, mare învăluire. Acum pământeni în partea asta, o altă mai greu. Cum merge... Nu trebuie să asistă. Cum merge facțiunea asta? Mă scade? Crește? Ok, scade cu 10. Noi. 3 pe 2. 4 pe 2, sincer, mă interesează mai mult să ai pământ pe ăsta. Ce? Creatorul din B13412 arată marcaje lungi și regulare, imprimate în stratul superior moale al străinului. Warpig, oare cupera niște... epave interesante de la marginea depresiei. Vehicule cu roți care aparent sunt transportoare personale decât nave de știință. Warpigul speculează că creatorul a fost cândva folosit pentru sport. Întreceri cu extraterestri, cam asta era. Vrum! 6 pentru bonus la cercetare acolo. Când ajunge noi acolo mai este. Dar e ceva. System survey complete. Ok, zero acum șansă. Tete, nu Carla, domnule. Prospero, Udeng și 20. Poate ai noroc. Până ajungi și la altă parte asta, la altă. Mai este. Construction complete. Evading hostile fleet. Pula mea! Ce mai e acolo? Ancient mining drone. Ce putea să fie acolo? Unde e asta? E aproape. Stai un pic. Pasiv și șnelă, du-te acolo. În fericire, deosebire de alte monstruozități care trăiesc în spațiul ăsta, departe. Dronele astea antice sunt docile, dacă nu te duci aproape de ei, n-ai probleme cu ele. Ce? What? Ok, du-te acolo, deși nu-mi dă nicio... Nimic, nu-mi dă nimic. Nici o opțiune să fac ceva când vreau acolo, vreau că știe. Hei, tu, du-te înapoi în orbită, că dacă ești scosă... Flotele, dacă nu stă în orbită, lângă o stație, te costă mai mult. Survey complete, yay! Oamenii ăștia s-au adunat date vaste despre forțele... Forțele? Speciile de viață extraterestră. Bla bla bla, multe din teoriile noastre au fost debuncate, dezaprobate, au fost proaste. În alte cuvinte, comunitatea noastră trebuie să construiască modele noi de la început. Descoperirile cele mai interesante sunt puse într-un muzeu dedicat special nou dedicat exobiologiei pe Caspia. Publicul e minunat. Și multe donații au venit. Excelent, ce-am primit? Bani și societate. Bonus la cercetare, societate. 306. Not bad. Wow.
Mi-a frică de asta. 20% șansă de eșec, imbecilă. Da, se pare că Prospero o detectat activitate pe asteroidul ăla și când s-a apropiat de suprafață și apoi comunicațiile au fost întrerupte și nava și toți cei la bord sunt dați dispăruți. Presupus mort! Găsesem și eu un om de știință ca lumea și idiot a murit. Fantastic! Și acum nu cred că mai găsim. E ceva. 10 Lister Speed, da? Atunci o să înlocuim pe aici. Domnul, dragă, tu. Care ești tu? Da, tu. Trece acolo. Unde ești? Ăla care nu face nimic. Lorenza Valeric, bonus de 10% pentru cercetare. Și între timp, ca azi mai cac o navă de știință care să fie comandată de un idiot. Puteam să avem și noi doi oameni de știință, nave de știință cu 10% șansă de descoperesc că ne mănânc, dar nu, trebuie să moară proasta, că nu știe să ferească. Am descoperit proba noastră lipsă, se pare că o mică flotă de nave construite la nimereală au fost detectată în sistemul ăla. Unul din ei are proba prinsă într-un tractor beam, într-o rază de tractare. Și ne vor să vorbească cu noi. Pe ecran! Hello, broască! Ce vrei, extraterestrule? Proba asta noastră. Salvage! Noi am găsit primul. Așa zice acolo. Tu pleci acum. Da! Nava ta întrerupe operațiuni delicate. Trebuie concentrat. Sau? Dacă vrei probă, noi vindem. O să decrete și proba e a ta. Afacere bună, foarte bună. Tu iei probă, mai multă, mai puțină muncă pentru noi, toată lumea câștigă. În special noi. Da, 100 de credite fix. Da, de acord. Puteam să declar război să devină ostil, dar nu știu unde dreacu s-a dus catul ăsta de navă și poate era fix lângă ei. Murea și warping-ul cu ocazia asta. Și 100 de credite fix. Foarte bun, noi îți dăm proba în custodie. Poate un pic lovită. A fost o coliziune accidentală în timpul operațiunii de salvare. Midway a căzut pe controle. Da. Nu se returnează, noi plecăm acum. Fantastic. Era destul de parte, puteam să facem. Și așa arată navele de avion. Arătau mișto dacă n-aveau turele la imense stupide pe ele. Da? Să zic ce zic. Yay, am luat survey pentru un sistem. Yeah, upti-du. Upti-fucking-du, uite acolo. Ce e acolo? Cealaltă probă? Trist. Trist! Bun, atât pe ziua de azi, probabil. Ne vedem data viitoare. Să mă anunțați tot dacă vă place să se întâmplă, dacă nu, să mă anunțați să nu mai fac asta, pentru că... Na. În afară de oamenii care vor numai what mai rar și mai mult, mai la an. Dacă vă place, anunțați-mă, dacă nu vă place, anunțați-mă și vedem ce mai întâmplă. Oh, zi, bună, nu uitați să dați like dacă v-a plăcut. Dacă nu, nu, și gata. Planul de viitor, vedem ce trebuie să întâmplă în războiul ăsta. Se pare că au pierdut din nave de ca echivalent, sau am ajuns noi din urmă și asta o posibilitate. Aveau 16 nave, noi avem 14, noi putem să facem 24 acum. Da, și ăștia cât am... inferiori. Am putea să-i vasalizăm pe toți. Nu vreau să-i cuceresc, pentru că... limited planete, dar vedem data viitoare.